Dumnezeu să ne ajute așa cum cântăm să și trăim. Dați-mi voie să încep prin a vă pune o întrebare, după care o să citim textul din după masa aceasta. Ce faci atunci când nu mai auzi persoana cu care vorbești la telefon? Ce faci primul lucru? Nu e așa că îți verifici semnalul, poate ai trecut printr-o zonă fără semnal, îți verifici bateria. Dă-mi voie să te întreb, cât de puternic e semnalul conversației sau legăturii dintre tine și Dumnezeu? Poate ești un om care n-ai niciun semnal, n-ai nici măcar un punct. Și la telefon scrie searching și viața ta e un searching și cauți un semnal. S-ar putea să ai un punct, s-ar putea să îl auzi pe Dumnezeu, dar să nu-l auzi clar. Ei bine, fiind în biserică, aici, îl poți auzi pe Dumnezeu, pentru că de fiecare dată când deschidem Scriptura, când deschidem cuvântul Lui, într-un mod miraculos, Dumnezeu, prin cuvântul Lui, restabilește legături permanente, legături puternice, legături clare. Deschideți în 1 Samuel, capitolul 3. Suntem într-un studiu expozitiv din cartea 1 Samuel, am început cu 3 săptămâni în urmă, ne-am uitat în capitolul 1 la rugăciunea Anei, mai apoi ne-am uitat la cântarea de adorare a Anei, după care ne-am uitat la oamenii independenți de Dumnezeu, la fiii lui Eli, duminica trecută. Însă astăzi am ajuns în capitolul 3 și aș vrea să vedem cum Domnul se descoperă. Suntem dependenți de Dumnezeu și în chemarea care o avem. Începând cu versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Tot pe vremea aceea, Eli începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui, iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă și Samuel era culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Atunci Domnul a chemat pe Samuel. El a răspuns: iată-mă. Și a alergat la Eli și a zis: iată-mă căci m-ai chemat. Eli a răspuns: nu te-am chemat, întoarce-te și te culcă. Și s-a dus și s-a culcat. Domnul a chemat din nou pe Samuel și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și a zis: iată-mă căci m-ai chemat. Eli a răspuns: nu te-am chemat, fiule, întoarce-te și te culcă. Samuel nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Domnul a chemat din nou pe Samuel pentru a treia oară și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și a zis: iată-mă căci m-ai chemat. Eli a înțeles că Domnul cheamă pe copil și a zis lui Samuel: du-te de te culcă și dacă vei mai fi chemat să spui, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Și Samuel s-a dus să se culce la locul lui. Domnul a venit, s-a înfățișat și l-a chemat ca și în celelalte dăți: Samuele, Samuele! Și Samuel a răspuns: vorbește, căci robul tău ascultă. Atunci Domnul a zis lui Samuel: iată că voi face în Israel un lucru care va asurzi urechile oricărui îl va auzi. În ziua aceea voi împlini asupra lui Eli tot ce am rostit împotriva casei lui și voi începe și voi isprăvi. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna din pricina fără de legii de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără ca el să-i fi oprit. De aceea jur casei lui Eli că niciodată fără de legea casei lui Eli nu va fi ispășită nici prin jertfe, nici prin daruri de mâncare. Samuel a rămas culcat până dimineața, apoi a deschis ușile casei Domnului. Samuel s-a temut să istorisească lui Eli vedenia aceasta. Dar Eli a chemat pe Samuel și a zis: Samuele, fiule. El a răspuns: iată-mă. Și Eli a zis: care este cuvântul pe care ți l-a vorbit Domnul? Nu-mi ascunde nimic? Dumnezeu să se poarte cu tine cu toată asprimea dacă m-a ascuns ceva din tot ce ți-a spus. Samuel i-a istorisit tot, fără să-i ascundă nimic. Și Eli a zis: Domnul este acesta, să facă ce va crede. Samuel creștea, Domnul era cu el și n-a lăsat să cadă la pământ nici unul din cuvintele sale. Tot Israelul, de la Dan până la Berșeba, a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului. Domnul nu înceta să se arate în Silo, căci Domnul se descoperea lui Samuel în Silo, prin cuvântul Domnului. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, am vrea să ne vorbești, am vrea să ne chemi încă o dată, iar noi, robii tăi credincioși, am vrea să ascultăm.
Tată, fii Tu glorificat pentru după masa aceasta și pentru cuvântul Tău. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Într-o vreme în care poporul evreu auzea foarte rar cuvântul lui Dumnezeu și era condus de lideri religioși care erau independenți de Dumnezeu, n-aveau nicio treabă cu Dumnezeu, Dumnezeu restabilește o conexiune și o legătură puternică între cer și un tânăr numit Samuel. Dumnezeu cheamă și astăzi oameni la fel, îi cheamă, le vorbește și mai apoi îi pune în slujba Sa. Mesajul de azi, dragii mei, e pentru fiecare din voi, pentru membrii bisericii, cei care sunteți în biserică și pentru cei care poate nu aveți o relație cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu îl cheamă pe Samuel atât la o relație cu el, versetul 7 spune clar, Samuel nu cunoștea pe Domnul. Ei bine, avea să-l cunoască foarte bine. Și mai apoi, nu-l cheamă doar la o relație cu el, ci îi dă și o slujbă. Îl pune proroc în Israel. Așa că mesajul e pentru toți, atât pentru prietenii bisericii, cât și pentru membrii bisericii. 1 Samuel, capitolul 3, un capitol deosebit, Domnul face 3 pași. Domnul cheamă, el vorbește și Domnul dă o slujbă. Iar Samuel spune doar atât, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Și asta să fie rugăciunea noastră a fiecăruia. Aș vrea să ascultați, însă nu oricum. Rugăciunea mea e ca să ascultăm activ. Nu să ascultăm așa ca pe o poezie, ne-o zis ceva, informații bune și ori trecut. Nu, să ascultăm și încercați să filtrați ceea ce spun eu și cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să filtrați vocea lui Dumnezeu și să nu mă auziți pe mine, ci să-L auziți pe Dumnezeu când vă vorbește. În primul rând, Dumnezeu îl cheamă pe Samuel. Și vreau să ne uităm la contextul chemării și mai apoi la caracterul chemării. Contextul chemării, versetul 1, ne arată că era multă religie, dar puțin cuvânt. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Era templu, erau preoți, erau jerfe, însă foarte puțin cuvânt și foarte puține vedenii, adică foarte puțină descoperire de la Dumnezeu. Și astăzi e la fel. Religie mai găsești, religie creștină mai găsești încă, însă cuvânt, cuvântul lui Dumnezeu, foarte puțin. În cele mai multe biserici găsești niște norme, niște reguli, însă foarte puțin cuvânt al lui Dumnezeu. În foarte puține biserici se explică clar Scriptura și cuvântul lui Dumnezeu. Auzi multe predici bune, povești, glume, însă foarte puțin cuvânt explicat. În loc să fie cuvânt, în casa lui Dumnezeu a ajuns să fie doar ritualuri sau povești. Asta e situația noastră în care trăim, multă religie și puțin cuvânt. Al doua trăsătură, în versetul 2, lideri orbi, fără viziune. Spune Scriptura, tot pe vremea aceea, în aceeași vreme, Eli începea să aibă ochii tulburi. Eli nu vedea nici măcar situația din familia lui. Țineți minte, duminica trecută, ce făceau fiii lui, curveau în templu. Și el aude de la popor lucrurile astea. El care era marele preot, el era responsabil să fie tată în familie, în primul rând, și mai apoi să supravegheze ce se întâmplă în templu. Însă Eli, marele preot, nu vedea nici măcar situația din templu. În capitolul 1, el spune despre Ana, o femeie care a venit și care face o rugăciune deosebită înaintea lui Dumnezeu, o rugăciune primită. El spune, femeia asta e biată. Omul ăsta avea ochii tulburi și nu numai ochii fizici, avea și ochii spirituali tulburi. Eli, cel ce intra în Sfânta Sfintelor, are nevoie de 3 atenționări din partea lui Dumnezeu ca să-și dea seama că Dumnezeu îl cheamă pe tânărul Samuel. De 3 ori. Înțeleg că Samuel nu-l cunoștea pe Domnul, dar nici Eli, care era marele preot, nu-l cunoștea pe Domnul. Oameni orbi în multe biserici, oameni care au ajuns să fie în față, însă nu sunt în stare să vadă situația din familia lor. Oameni care nu pot să-și conducă familia, dar minte să conducă biserica sau poporul lui Dumnezeu. Oameni fără viziune, oameni care nu știu încotro vor să ajungă, încotro să ducă poporul lui Dumnezeu. Proverbe 29 spune, când nu este nicio descoperire dumnezeiască, adică cuvânt de la Dumnezeu, adică viziune, poporul este fără frâu. Și așa se întâmplă și situația multor biserici.
E asta. Merg, fiecare merge în ce direcție vrea el. Exact ca pe vremea judecătorilor. Fiecare, spune Scriptura, făcea ce vroia el. Pentru că nu erau lideri care să spună, pe aici trebuie să mergem. Asta spune Domnul. Nu veneau cu descoperire dumnezeiască, nu veneau cu o viziune. Și pe fundalul ăsta negru, în care nu era cuvânt, nu erau vedenii și liderii erau orbi, fără direcție, tânărul Samuel era un tânăr deosebit. Un tânăr diferit. În primul rând, Samuel se închină Domnului. Versetul 3, prima parte, spune, candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă. Samuel era responsabil și era implicat, dragii mei, într-unul dintre cele mai intime acte de cult care trebuiau să fie făcute în templu. Era un sfeșnic, era o candelă care pe perioada nopții, cât era întuneric afară, trebuia să ardă necurmat înaintea lui Dumnezeu. Și dimineața, când venea lumina, o lăsau să se stingă. Citiți Exod, capitolul 27. Cineva trebuia să aibă grijă ca uleiul din candelă să ardă necurmat. Și ăsta era slujba lui Samuel. Probabil Eli nu mai vedea bine, să temeau să nu dea foc templului și l-au lăsat pe Samuel să stea. Nu era chiar în Sfânta Sfintelor, unde era chivotul, ci era lângă, probabil perdeaua îi despărțea. Omul ăsta, Samuel, tinerelul ăsta, el și umblă înaintea lui Dumnezeu. Spune în partea a doua, versetului 3, și Samuel era culcat în templu Domnului, unde era chivotul. Extraordinar. Un tânăr care să fie așa de aproape de Dumnezeu, să slujească, însă să și umble în prezența lui Dumnezeu. Samuel era foarte aproape. Nu era nimeni din poporul lui Dumnezeu mai aproape de Dumnezeu ca Samuel. Nimeni. Slujea acolo înaintea lui Dumnezeu, punea, trebuia probabil să trezea din oră în oră, să trezea tot la două ore, probabil să pună ulei, să nu se termine candela. Și omul ăsta făcea și altceva, el slujea Domnului. Versetul 1 spune, tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Aș vrea să observați ceva. Tânărul Samuel nu slujea lui Eli. Poate ai impresia că faci unele lucruri în biserică, poate ai impresia că dai niște bani pentru biserică. Dragul meu, nu pentru noi faci lucrurile astea. Tu nu slujești nouă, tu slujești Domnului. Da, slujești înaintea noastră. Noi te vedem, dar tu slujești Domnului. Și asta face Samuel. Dragii mei, ce lecție pentru părinți. Samuel, deși nu-l cunoștea autentic pe Dumnezeu încă, inima lui începea să se alinieze, începea să fie pregătită pentru ceea ce urma și pentru chemarea pe care Dumnezeu o va face în curând. Ce făcea tânărul Samuel de mic nu e altceva decât o umbră a caracteristicilor ucenicului din Noul Testament. Cred că voi ca biserică știți lucrurile astea. Poți să dai în urmă slide-ul. Un om al lui Dumnezeu, un ucenic al lui Dumnezeu se închină Domnului. Umblă înaintea lui Dumnezeu și slujește Domnului. Asta nu era ceea ce făcea Samuel, chiar dacă nu-l cunoștea încă pe Dumnezeu. Era doar o umbră a ceea ce urma să devină. Ce lecție pentru părinți, într-un context rău, într-o lume nebună. Îți înveți copilul să fie diferit. Îți crești copilul diferit. Vedeți, pilda semănătorului, cu toții o știți, prezintă patru tipuri de pământ. Vine semănătorul, aruncă sămânța, aceeași sămânță. Și nu, problema nu era cu sămânța, sămânța e bună. Semănătorul aruncă. Problema e că acea sămânță cade în patru tipuri de pământ. Un pământ stâncos, bineînțeles, nu încolțește, nu se întâmplă nimic în acel pământ. Un alt pământ era cu spini, alt pământ era foarte superficial, deși a încolțit sămânța puțin, mai apoi planta a murit. Însă a patra categorie e un pământ bun, în care sămânța când ajunge, crește și mai apoi dă rod. Datoria părinților îi să desțelenească pământul inimii copiilor lor. Asta e datoria părinților. De mici, noi lucrăm la inima lor, noi îi punem în contact cu cuvântul lui Dumnezeu, pentru că vrem de mici să modelăm, prin cuvântul lui Dumnezeu, inima copiilor noștri. Nu mai sta cu mâinile în sân, pentru că dacă tu nu vei modela inima copiilor tăi, o va modela altcineva. Lasă-i doar la școală și vei vedea ce sunt învățați la școală.
Lasă-i între prietenii lor, în societate, și vei vedea cu câți spini, cu câți bolovani le va fi umplută inima. Numai nu fii un părinte înțelept, să desțelenești și să arunci pietrele, să arunci mizeria din inima lor. Pentru că ei sunt născuți în păcat, cum spune David. Însă e datoria părinților, în primul rând, e datoria părinților să lucreze pământul ăsta, ca mai apoi, când cuvântul lui Dumnezeu îi cheamă, ei să audă și pământul să fie un pământ bun în care să cadă sămânța. Nu e așa că ți-ai dori atunci când copilul tău crește să aibă o relație bună cu Dumnezeu? Nu e așa că ți-ai dori să-L respecte pe Dumnezeu, să-și respecte părinții, să-i respecte pe cei de lângă El? Dă-mi voie să te întreb. L-ai adus la închinare și îl duci la închinare așa cum a dus Ana pe Samuel? Copiii tăi umblă înaintea Domnului așa cum umbla Samuel? Copiii tăi slujesc înaintea Domnului? Poate de mici trebuie învățat să facă liniște, să nu alerge prin biserică, să cânte, să respecte pe cel din stânga, pe cel din dreapta? Astea sunt lucruri mici care le putem face, însă prin lucrurile astea, faptul că îi spunem atenție, acum ne rugăm, atenție, la masă, oriunde ai fi, nu doar când venim la biserică, dar în special când venim la biserică. Dacă faci lucrurile astea, ești un părinte înțelept. Ce responsabilitate pentru părinți? Însă în contextul ăsta negru și negativ în care trăia Samuel, gândiți-vă la templu ce se întâmpla, gândiți-vă în popor ce se întâmpla, totuși Samuel e un băiat diferit, un tânăr diferit. Și dacă ne-am uitat la contextul chemării lui Samuel, haideți să ne uităm la caracterul chemării. În primul rând, versetul 4 spune așa: atunci Domnul a chemat. Dragii mei, chemarea lui Dumnezeu e suverană. Domnul este acel care cheamă omul. Domnul scoate din mocirlă, scoate din groapă, spune psalmistul în psalmul 40. Domnul m-a scos. Nu eu m-am scos. Nu Domnul m-a ajutat să ies. Nu, Domnul m-a scos din groapă. Citiți psalmul 40. Și asta s-a întâmplat. Domnul l-a chemat. Singurul lucru ce l-ar fi putut Samuel să facă până îi creștea barba era să facă religie. Ăsta era singurul lucru care îl putea face. Însă Dumnezeu îl cheamă. La o relație și mai apoi o să vedeți, îl cheamă la o slujbă. Caracterul chemării, chemarea e suverană, chemarea e personală. Domnul a chemat pe Samuel. O chemare personală. Domnul nu a strigat: măi băieți, dacă aude cineva, să răspundă. Cine vrea, dacă aude cineva, să vină. Nu. Domnul l-a chemat pe Samuel. Noi cântăm această cântare nouă, care am învățat-o de câteva săptămâni, spune: eu am un creator, ce viață mi-a dat. Înainte să fi fost, eram în mâna sa. Și la refren cântăm: îmi știe numele. O chemare personală. Nu e o chemare generală, gata, Dumnezeu și-a făcut treaba, acum cine vrea să vină, vine. Nu. Dumnezeu îl cheamă personal pe Samuel și ne-a chemat personal pe fiecare dintre noi. O chemare naturală. Versetul 5 spune așa: Samuel merge la Eli și îl întreabă: sigur tu m-ai chemat, nu? Și Eli spune: nu, du-te înapoi, nu eu te-am chemat. Dumnezeu nu-l sperie pe Samuel, nu se deschide cerul și vine un heruvim cu o trompetă, nu. Îl cheamă natural, îi vorbește pe limba lui, îi se adresează într-un mod liniștit și obișnuit. Mulți așteaptă, să știți, să se deschidă cerul și spun: și eu o să mă pocăiesc, dacă o să văd o minune, dacă văd, nu știu, apa transformată în vin, sau dacă, nu știu, dacă văd, dacă se deschide cerul și mă cheamă Dumnezeu cum l-a chemat pe Saul: Saule, Saule, atunci o să vin și eu. Dragii mei, lucrurile astea de care, și exemplul cu Samuelul e o excepție, nu-i regula. Regula lui Dumnezeu îți va vorbi probabil prin bunica ta, Dumnezeu îți va vorbi prin mama ta, Dumnezeu îți va vorbi prin învățătorul de la copii, Dumnezeu îți va vorbi prin păstorul tău, natural. Vino. Așa e chemarea lui Dumnezeu, naturală. Chemarea lui Dumnezeu e și insistentă. Versetul 6 spune: Domnul a chemat din nou pe Samuel. Dumnezeu nu a zis: dacă nu au auzit, nu, eu nu-mi fac de lucru cu oameni din ăștia care, adică eu îi chem și merg la Eli. Nu. Dumnezeu e insistent, îl cheamă.
și îl cheamă de 4 ori. Dumnezeu are îndelungă răbdare și asta ar trebui să ne motiveze rugăciunile și evangelizarea care o facem. Dumnezeu e insistent. Noi obosim. De câte ori ne-am spus, de câte ori nu le-am spus copiilor, de câte ori nu le-am spus verișorilor sau cumnaților sau mai știu eu cui, prietenilor noștri, de câte ori le-am spus, m-am săturat, lasă-mă în pace, ce tot să-i chem atâta? Sunt obosit, însă Dumnezeu nu obosește. Dumnezeu nu obosește, pentru că are o îndelungă răbdare. L-am întrebat pe fratele Victor în urmă cu câteva săptămâni înainte de a ieși aici în centru, în Iovil. L-am întrebat, eu știam, dar l-am întrebat să vreau să văd ce spune el. L-am întrebat în câte duminici ai vrea să ieșim în oraș, fără să clipească, mi-a zis, în fiecare duminică. Și l-am auzit vocea lui Dumnezeu în el care a spus și care a fost insistentă. Noi nu mergem doar o singură dată, am dat câteva Biblii, cine a trecut bine, cine nu. Nu. Dumnezeu e insistent, Dumnezeu îți oferă câte șanse nu ne-a oferit nouă Dumnezeu la fiecare. Poate câte mesaje, cu câți oameni ai discutat, până să îl auzi pe Dumnezeu clar că te cheamă. Până să se restabilească conexiunea cu cerul. Câte chemări nu s-a făcut Dumnezeu și ție. Chemarea lui Dumnezeu e și intenționată, a avut un scop precis. Samuel nu cunoștea încă pe Dumnezeu, dar urma să-L cunoască foarte bine. Cum? Prin cuvântul Lui. Dumnezeu și scopul și intenția chemării a fost revelarea cuvântului Lui Dumnezeu. Prin care, prin cuvânt, prin scriptură, dragii mei, vine atât mântuirea cât și slujirea. Chemarea Lui Dumnezeu, în al șaselea rând, e și puternică. Domnul L-a chemat pentru a treia oară, zice versetul 8. Și o să-L mai cheme și încă o dată. Însă Domnul L-a chemat cu putere. În 2 Petru, capitolul 1, spune Petru așa, Domnul ne-a chemat, spune bisericii, Domnul ne-a chemat prin slava și puterea Lui. Nu doar ne-a chemat din bunătatea Lui sau prin ca să-și arate gloria Lui, ne-a chemat prin slava, dar și prin puterea Lui. Este un lucru extraordinar despre chemarea lui Dumnezeu. E puternică. Saule, Saule, Lazare, Lazare. Credeți că avea Lazar vreo șansă să nu iasă afară? Când Iisus Hristos i-a spus, Lazare, ieși afară? Lazar a înviat din morți. Pentru că chemarea lui Dumnezeu e puternică, e foarte puternică. Evrei, capitolul 1, spune, Dumnezeu a vorbit în nenumărate rânduri și în multe chipuri, prin proroci. Însă, în vremurile din urmă, ne vorbește prin Fiul. Poate v-ați întrebat, dar ce-a fost rău cu prorocii? Ce-a avut chemarea prorocilor? De ce chemarea Fiului îi deosebită? Dragii mei, vocea Fiului îi deosebită, pentru că vocea Fiului are o putere deosebită. Una era să te cheme Eli, una era să te cheme Samuel, una era să te cheme Ilie, una era să te cheme Isaia și una era să te cheme Hristos. Când Hristos te cheamă, te cheamă cu putere, nu oricum. Chemarea lui Dumnezeu nu-i doar puternică, e și urgentă. Samuele, Samuele, prin repetarea unui singur nume sau unui singur cuvânt, arată urgența acelui act. Dacă până atunci Domnul doar l-a chemat, ne se spune în versetul 10 și că se adaugă încă un detaliu, Domnul a venit. O chemare urgentă. Evrei, capitolul 3, spune Duhul Sfânt, ascultați ce spune Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inima. Astăzi, o chemare urgentă. Niciodată Dumnezeu nu a chemat pe cineva să zică, auzi, eu vă chem, acum faceți ce vreți, trăiți-vă tinerețea și o să vedeți voi când o să veniți. Nu, astăzi. Dragii mei, lăsați-vă un minut să vă gândiți la chemarea pe care Dumnezeu v-a făcut-o vouă. Gândiți-vă dacă n-a fost o chemare suverană. Spunea cineva din biserică, am fost la un suc cu ei într-o seară, spunea, mă duceau părinții la biserică, era o biserică mare și o plecam la Ocica. Nu mă interesa pe mine de biserică, însă Dumnezeu, l-am auzit pe Dumnezeu cum m-a vorbit într-o zi. Și de atunci m-am pocăit. O chemare suverană, o chemare personală. Îți vorbește Dumnezeu ca un tată.
Nu se vorbește ca un stăpân, nu se vorbește cu ură, se vorbește cu dragoste. Ca un tată iubitor, o chemare naturală, prin vorbele mamei, prin vorbele păstorului, o chemare insistentă, intenționată, o chemare puternică. Îmi place unul dintre proroci, știi ce spune despre cuvântul lui Dumnezeu? Ascultați, nu-i cuvântul meu ca un foc, ca un ciocan ce sfarmă piatra? Asta e chemarea lui Dumnezeu, nu te poți spune cu Dumnezeu. Când Dumnezeu te cheamă, sfarmă orice inimă de piatră. Nu-i cuvântul meu ca un foc? Ba da, ca un ciocan care cade pe unele inimi și le zdrobește. Și o chemare urgentă. Asta a fost chemarea cu care Dumnezeu te-a chemat și pe tine. Asta e chemarea cu care Dumnezeu m-a chemat și pe mine. Facă Domnul ca toți cei nemântuiți să audă chemarea asta. Cu toate caracteristicile ei. Asta e caracterul chemării, dragii mei. Însă Dumnezeu nu doar îl cheamă pe Samuel. Haideți să mergem mai departe. Dumnezeu îi vorbește lui Samuel. Ce spune Dumnezeu atunci când vorbește? Probabil v-am convins despre chemarea lui Dumnezeu că e extraordinară. Însă, ce spune Dumnezeu atunci când vorbește? Nu e așa că ți-ai dorit să-L asculți pe Dumnezeu, ți-ai dorit să-L auzi pe Dumnezeu, însă fii atent ce spune Dumnezeu atunci când vorbește. În primul rând, Dumnezeu prezintă persoana Lui. Versetul 10 spune așa: Domnul a venit, s-a înfățișat, Samuel a răspuns. Dumnezeu prezintă persoana Lui. Samuel a înțeles că vorbește cu Dumnezeu, nu cu un înger, sau visează, sau are nu știu ce vedenii, nu. Domnul s-a înfățișat, spune versetul 10. Domnul nu l-a chemat pe Samuel să-l deranjeze noaptea, să îl facă să umble pe drumuri, la Eli și înapoi, la Eli și înapoi, să-i strice somnul. Nu, ci l-a chemat să-i vorbească, pentru că vroia să se prezinte. Samuel știa. Mai apoi Samuel a știut cine l-a chemat, a știut persoana lui Dumnezeu. Și dacă în versetul 7 nu-l cunoștea, de astăzi, din capitolul 10, din versetul 10 îl cunoaște și încă îl cunoaște foarte bine, pentru că Dumnezeu atunci când te cheamă, își prezintă prima dată persoana lui. Mai apoi Dumnezeu prezintă caracterul lui. Următoarele două versete, Dumnezeu arată caracterul lui. Da, Dumnezeu e bun, e dragoste, pentru că s-a îndurat de poporul care trăia în întuneric. Poporul care n-avea nicio conexiune cu cerul, n-avea nicio linie la semnal, Dumnezeu se îndură de ei. Și Dumnezeu prin asta e bun. În Evul Mediu, Dark Ages în engleză, era un standard, o remarcă care era foarte des folosită în cercurile religioase. Post tenebras, spero lucem. Mă gândesc că toți știți ce am spus, pentru că ați făcut cu toții latină. Post tenebras, spero lucem. După întuneric, sper să vină lumină. Asta aș dorea oamenii, mai ales în cercurile religioase, pentru că nu era cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu era în latină, era în greacă, nu-l înțelegeau oamenii, nu era citit de oameni, era întuneric. De-aia perioada asta s-a numit Evul Mediu, Dark Ages, perioada neagră a istoriei, însă în perioada reformei, când tiparul a fost în floare, când scriptura a început să se multiplice, când oamenii au primit lumină din cauza cuvântului lui Dumnezeu, expresia s-a transformat în post tenebras lux. După întuneric a venit lumină. După întuneric, lumină. Și majoritatea monedelor din perioada reformei scria lucrul ăsta. După întuneric, lumină. În sfârșit, avem cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu e bun, Dumnezeu se îndură de noi. Și caracterul, dacă vrei să afli cine e Dumnezeu, dacă vrei să afli caracterul lui, îți spun primul lucru: Dumnezeu e bun. Dumnezeu e lumină, Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu se îndură. Însă, nu-i doar atât. Dumnezeu nu-i doar dragoste, nu-i doar bunătate. Dumnezeu e și drept și Dumnezeu vestește o judecată. Nu e așa că atunci când vii la biserică, când Dumnezeu îți vorbește, ai vrea să auzi cuvinte doar de dragoste? Nu e așa că probabil la cele mai multe biserici, dacă te duci, auzi doar că Dumnezeu e bun, Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu e îndelung de răbdător
Și nu-i rău să auzi lucrurile astea pe când, pentru că Dumnezeu îi lucrurile astea. Însă Dumnezeu nu îi doar dragoste. Dumnezeu îi și dreptate. Și într-o zi va veni judecata. Versetul 12, Dumnezeu spune, voi începe și voi isprăvi. Judecata mea va începe și o voi isprăvi. Nu uitați lucrul ăsta. Când oamenii ne socotesc jertfa, vine pediapsa. Când oamenii se încred în jertfă, vine mântuirea. Ceea ce începe Dumnezeu, va și sfârși. Nu e așa că din cauza că timpul trece, din cauza îndelungii lui răbdări, avem impresia că Dumnezeu a uitat să mai fie drept. Nu va mai veni judecată. Lasă, ce vedem noi când o să ajungem acolo? Dragii mei, acolo va fi prea târziu. Dumnezeu îi bun, dar îi și drept. Aceleași lucruri, aceste două lucruri în același timp. Ăsta e caracterul lui. Și Dumnezeu asta îi prezintă lui Samuel, asta prezintă poporului. În primul rând, persoana lui, tot poporul, o să vedeți, știa că Dumnezeu i-a vorbit lui Samuel. Dumnezeu își prezintă persoana lui, mai apoi caracterul lui, care da, e bun că le-a dus cuvântul, s-a îndurat de ei și din întuneric i-a scos la lumină, dar Dumnezeu e și drept și vestește judecata lui. Și mai apoi, Dumnezeu prezintă și planul lui. Dumnezeu nu prezintă doar persoana lui, caracterul lui, ci Dumnezeu își și spune ce o să facă. Dumnezeu prezintă planul lui și planul lui, dragii mei, un plan asurzitor. Versetul 11 spune, iată ce voi face în Israel un lucru care va asurzi urechile oricui îl va auzi. Oricine aude judecata și oricine va auzi sentința lui Dumnezeu, îi va asurzi urechile și va tremura. Altă traducere spune, va tremura. Facă Dumnezeu ca toți în acea zi să auzim binecuvântarea lui Dumnezeu, nu judecata lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu e asurzitor, planul lui Dumnezeu e profetic. În versetul 12 vedem că spune Dumnezeu, în ziua aceea voi împlini împotriva casei lui Eli tot ce i-am rostit. Eu i-am spus lucrurile astea. Dumnezeu nu te ia prin surprindere, nu o să ai șoc în acea zi. Romani, capitolul 1, spune Pavel așa, oamenii nu se pot dezvinovăți, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit. Nu o să fie șoc, nu o să fie șoc. O să fie plâns și scrâșnirea dinților, dar nu va fi șoc. Pentru că Pavel spune, oamenii nu se pot dezvinovăți, l-au cunoscut pe Dumnezeu și cu toate astea nu l-au proslăvit. Și asta a făcut și Eli și fiii lui. Credeți că Eli, fiii lui, nu știa cuvântul lui Dumnezeu? Știa. Cu toate astea nu l-au proslăvit. Într-o zi, răbdarea lui Dumnezeu va ajunge la capăt. Uitându-ne în Biblie, uitându-ne la potopul lui Noe, uitându-ne la eliberarea evreilor din Egipt, la robia babiloniană, putem spune că răbdarea lui Dumnezeu, în general, ajunge la capăt când se întâmplă câteva lucruri. În primul rând, când oamenii au fost informați. Versetul 12 spune clar. Tot ce-am rostit împotriva casei lui. Eli era informat. Eli și casa lui era informată. Matei 24 spune Iisus Hristos, Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Oamenii au informație. Problema cu oamenilor nu e lipsa de informație. Nu. Răbdarea lui Dumnezeu va ajunge la capăt după ce oamenii au fost informați. 2. Când toate avertismentele au fost ignorate. Versetul 13 spune așa, i-am spus că vreau să pedepsesc. I-am informat. Toate avertismentele însă au fost ignorate de casa lui Eli. 3. Când păcatul e tolerat, adică când există trăire în păcat. Mare diferență în a cădea în păcat și a trăi în păcat. Cu toții greșim, cu toții cădem, însă unii trăiesc în păcat. Le și place acolo. Versetul 13, partea a doua, spune, din pricina fără de legii de care are cunoștință, fără ca Eli să-i fi oprit. Ei aveau cunoștință, însă Eli n-a făcut nimic. A stat cu mâinile în sân, cum fac mulți dintre noi. Cel mai mare dezastru pentru un părinte îi să tolerezi păcatul copiilor tăi. Să tolerezi obrăznicia, neascultarea și să spui, astea-s vremurile, ce să facem, n-am ce să fac. Dragii mei, păcatul nu trebuie tolerat.
Da, s-ar putea să-ți fie greu. Da, s-ar putea să nu reușești. Însă vreau ca să te lupți cu asta. Vreau să te rogi pentru copii. Vreau să le spui de fiecare dată copiilor ce faceți nu-i bine și nu doar să te oprești la asta, ci să-i oprești fizic. Să le spui, noi nu facem asta, noi nu mergem acolo, noi nu vorbim așa. Pentru că exact lucrurile astea nu le-a făcut Eli. Țineți minte predica de duminica trecută. Eli doar o constatat și a zis, asta e. Cel mai mare dezastru pentru un păstor îi să tolereze păcatul în biserică. E unul dintre cele mai mari dezastre. Pe cei căzuți îi ridicăm. Pe cei care persistă în păcat și de cei care persistă în păcat ne depărtăm. Te ajutăm să ieși dacă ai căzut, însă nu vom sta acolo cu tine și nu vom merge să te înțelegem și să te lăsăm în starea ta de păcat. Pentru că suntem prieteni și că ce oameni faini suntem noi, nu. Suntem oameni faini, îți spunem ce-i bine, însă suntem și oameni drepți și îți vestim și judecata. Și în al patrulea rând, când ajunge răbdarea lui Dumnezeu la capăt? Când oamenii resping jertfa. Fiți foarte atenți. Versetul 13 și 14 spune Scriptura, oamenii ăștia, fiii lui Eli, s-au făcut vrednici de lepădat. S-au făcut vrednici de lepădat. Dumnezeu spune, jur că niciodată, pentru că au respins jertfa. Țineți minte ce făceau? Veneau oamenii să ducă jertfă și își băteau joc, călcau sângele jertfei în picioare. Luau din acea carne care trebuia dusă închinată lui Dumnezeu, din acea grăsime care trebuia arsă înaintea lui Dumnezeu, făceau ce vroiau ei. Era o bătaie de joc la adresa jertfei care trebuia să-i salveze. Fiii lui Eli s-au făcut vrednici de lepădat pentru că și-au bătut joc de jertfă. Și întotdeauna în urma păcatului neispășit, în urma nesocotirii jertfei vine judecata. Întotdeauna. N-ai cum să scapi dacă îi întorci spatele lui Iisus Hristos. Dacă spui, eu vreau prin fapte bune, eu caut prin alte religii, prin alte, caut și o să ajung și eu la Dumnezeu cumva, te înșeli. Pentru că fără jertfa lui Hristos nu vei putea niciodată să ajungi nicăieri. Și fără jertfa lui Hristos vine pedeapsa. Pentru că la cruce Hristos a absorbit pedeapsa lui Dumnezeu pentru tine. Asta a făcut crucea. Asta s-a întâmplat la cruce. Dumnezeu l-a pedepsit pe Fiul lui neprihănit ca să nu te mai pedepsească pe tine. Însă dacă tu spui, eu nu cred lucrurile, nu mă interesează pe mine astea, vei absorbi tu acea mânia lui Dumnezeu în acea zi. E foarte simplu. La cruce se întâmplă acel schimb extraordinar. Dumnezeu, prin credință în Iisus Hristos, îți dă viața lui Hristos perfectă, neprihănirea Lui. Și ia El toate păcatele tale asupra Lui și plătește El pentru acele păcate. Însă dacă ne socotești jertfa, dacă faci exact ceea ce a făcut fiul lui Eli, nu mai există nicio șansă. Asta spune și Evrei. Cineva care a fost luminat, însă desconsideră lucrarea lui Dumnezeu. Nu mai există nicio șansă. Hristos nu mai poate să moară încă o dată pentru oamenii aia. Nu. Dumnezeu îți vorbește astăzi și ție. Nu e așa că te-ai întrebat dacă Dumnezeu îți vorbește prin mine sau prin cei care sunt aici în fiecare duminică sau duminică de duminică? Nu e așa că te-ai întrebat dacă Dumnezeu îți vorbește la biserica asta? Acum, aș vrea să-ți dau posibilitatea să mă verifici pe mine și pe cei care predic aici. Și aș vrea să-ți spun că de fiecare dată când auzi de aici că-i prezentată persoana lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu, să știi că Dumnezeu îți vorbește. Dacă auzi de aici povești, distracții, vorbe și mai știu eu ce ilustrații și pleci de aici și râzând de crapă cureaua, să știi că nu Dumnezeu îți vorbește. Dumnezeu, când Dumnezeu vorbește, oamenii nu râd. Așa că nu-s absurd, nu-i rău să spunem câte o ilustrație, nu-i rău să spunem câte o glumă, însă când Dumnezeu îți vorbește, îți prezintă persoana Lui, caracterul Lui și ce o să facă, planul Lui. Și nu prea îți vine să râzi. Îți vine să cazi înaintea Lui și să te pocăiești. Să cazi înaintea Lui cu credință. Asta îți vine să faci. Nu neapărat să râzi și să ai un timp bun.
Atenție la ce păstori ascultați și online. Atenție la ce păstori ascultați în timpul săptămânii. Cei ce vă gâdile urechile sau cei ce vă provoacă la pocăință. Ghiciți care sunt cei mai populari. Cei care predică persoana, caracterul și planul lui Dumnezeu, inclusiv mânia lui Dumnezeu, sau cei care te distrează. Dumnezeu îți spune și ție astăzi același lucru. Îți prezintă persoana lui, caracterul lui și planul lui. Dacă ești în cu Hristos, El este jertfa pentru păcatele tale. Dacă ești într-o relație cu Hristos, Hristos e jertfa pentru păcatele tale. Însă fără Hristos, fără ca păcatul să-ți fie ispășit, vei înfrunta mânia și judecata lui Dumnezeu. Și n-aș vrea să pleci râzând de aici. Și aș vrea să pleci cercetat. Pentru că ăsta e planul lui Dumnezeu. Dumnezeu te iubește în Iisus Hristos. Însă Dumnezeu te va pedepsi fără Iisus Hristos. Aș vrea să observați atitudinea relaxată a lui Eli în fața mesajului divin. Versetul 18. Știți ce spune Eli? Domnul este acesta, să facă ce va crede. Când marele preot aude judecata lui Dumnezeu, când tata copiilor aude judecata lui Dumnezeu, o, dacă ar fi căzut în genunchi, dacă ar fi strigat ca Ezechia, a venit un proroc și i-a spus lui Ezechia, pune-ți casa în rânduială, o să mori. Și Ezechia cade, se întoarce cu fața la perete și plânge înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu se îndură de el. O, dacă ar fi plâns cum au plâns cei din Ninive. Însă el îi spune, facă Domnul ce va crede. Și din păcate, asta e atitudinea multora înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Asta e atitudinea multora, o atitudine de indiferență, de pasivitate. Vom vedea ce o hotărât Dumnezeu, unde vor merge mulți, acolo vom merge și noi, vom vedea. Însă, dragii mei, exact cum a spus și fratele Ruben, e foarte important să reținem ceea ce Dumnezeu ne spune. Noi nu doar ascultăm o predică așa pasiv, noi o ascultăm activ, noi vrem măcar un lucru, să rămânem în săptămâna aia. Ascultați-mă bine. 1 Samuel capitolul 3, capitolul ăsta, e mesajul lui Dumnezeu pentru biserica din Iovil în săptămâna asta. Duminica viitoare va fi alt mesaj. Însă dacă eu te întreb joi sau vineri, un singur lucru să-mi spui ce ai reținut din textul ăsta, nu neapărat din predica mea, din text, sau din ce s-a întâmplat la biserică, și tu spui, nu mai ții minte, nu știu. Ai pierdut esența, ai pierdut vremea degeaba. Mai bine stăteai acasă. Când vii aici, ascultă activ, filtrează ceea ce se spune, încearcă să reții, încearcă să aplici. Pentru că dacă nu, vii degeaba. Dumnezeu nu doar îl cheamă pe Samuel, nu doar îi vorbește, ci și îl pune în slujire. Dumnezeu te pune și pe tine în slujire. Dumnezeu l-a chemat pe Samuel, însă i-a vorbit, însă mesajul ăsta trebuia dus mai departe. La Eli, în primul rând la Eli și mai apoi la tot poporul. Mesajul lui Dumnezeu, și ăsta e un principiu care aș vrea să-l învățați, mesajul lui Dumnezeu trebuie dus mai departe. Nu ți-l dă doar ție să-l ții tu, ci trebuie dus mai departe. Aș vrea să vedem în textul nostru slujba lui Samuel. Versetul 15 ne prezintă frumos, Samuel a deschis ușile casei Domnului dimineața. Foarte figurativ, Samuel, dacă până atunci la Silo era un loc negru, un loc unde fiecare făcea ce vroia, de acum ușile casei Domnului se deschid. Și omul ăsta duce mesajul de la Dumnezeu la oameni. În primul rând la familia lui Eli, însă mai apoi la tot poporul. Scopul Bisericii lui Hristos și a fiecărui ucenic adevărat îi să ducă mesajul lui Dumnezeu mai departe. De aceea scopul Bisericii noastre în Matei 28. Glorificarea lui Dumnezeu prin facere de ucenici. Și nu noi ne-am ales scopul ăsta, ci Dumnezeu ni l-a ales. Hristos ne-a spus, mergeți și faceți ucenici. Și de asta sunt pasionat pentru lucrurile astea. Nu suntem o cofetărie cu înghețată în care să satisfacem mofturile tuturor clienților. Biserica nu e o cofetărie de înghețată, ci scopul nostru e dat de Hristos să facem ucenici.
Da, s-ar putea unii să fie deranjați, s-ar putea unii să fie provocați, să fie scoși din somnul lor. Tocmai asta și vreau. Tocmai asta și vreau. Eu nu sunt aici pus ca să satisfac mofturile tuturor. Vrei înghețată cu căpșuni? Vrei așa? Vrei închinare așa? Vrei predica așa? Vrei la ce oră? Vrei să începem? Nu! Scopul acestei biserici e formare de ucenici, facere de ucenici. Nu poți fi relaxat și nu poți fi pasiv într-o biserică sănătoasă. Nu! Nu poți să dormi într-o biserică sănătoasă. Pentru că biserica nu e un loc de relaxare, ci un loc de echipare. Biserica primară n-a fost un loc de agrement, ci un loc care fierbea datorită focului Duhului Sfânt. Și asta ar trebui să fie fiecare biserică. Cum a fost astăzi la biserică? Foarte frumos, frate. Oh, cum au cântat, frații? Copii, frumos. Căldură, mâncare, ceai. Oh, relații, prieteni, foarte frumos. Mă simt foarte bine. Trebuie să te simți bine, nu spun că nu trebuie să te simți bine, însă trebuie să fii scos din confortul tău. Pentru că atunci când Dumnezeu îți vorbește, tu de-aia vii aici, ca Dumnezeu să-ți vorbească, nu să-ți faci prieteni. Prietenii secundari, nu-s principali. Slujba lui Samuel, asta ne prezintă Scriptura, și ne prezintă și slujba noastră. Hai să vedem mai departe, frica lui Samuel. Versetul 15 spune așa: Samuel a rămas culcat, nu neapărat că a dormit, însă ne spune că a rămas culcat și s-a temut, spune următorul verset, de cine? Să știți că s-a temut de Eli, în primul rând. Nu e ușor să fii un tinerel care slujește sub marele preot și să duci așa mesaj marelui preot. N-a alergat în miez de noapte să-i spună mesajul lui Eli. Nu. A rămas până dimineața. Întotdeauna frica de oameni a fost o frână atât în evangelizare cât și în slujire. Întotdeauna. Ce o să zică fratele? Ce o să zică sora? Cineva spunea când am început biserica, începeți biserica, dacă cineva o să moară, cine o să-l îngroape? N-aveam nici prezbiteri, n-aveam lideri. Întotdeauna frica de oameni a fost o frână, atât în evangelizare cât și în slujire. Nu-i ușor să duci mesajul Evangheliei. Mesajul Evangheliei adevărate. E ușor să duci mesajul Evangheliei că Dumnezeu e bun, însă asta e jumate din Evanghelie și jumate din Evanghelie e o altă Evanghelie, adică e anatemă. Da? Însă când tu duci Evanghelia adevărată, adică Dumnezeu e bun, dar e și drept și Dumnezeu va și pedepsi oamenii, nu doar îi va iubi, îi și pedepsește, ăsta nu e un mesaj ușor care să-l duci. Și înțeleg pe mulți de ce nu li natural să ducă mesajul ăsta. Însă Eli, ascultați, spune lui Samuel, nu mi-ascunde nimic. Cu alte cuvinte, vreau cuvântul lui Dumnezeu, îl vreau tot. Nu-mi spune mie numai părți din el, ci spunem tot ce a spus Dumnezeu. Și noi când prezentăm Evanghelia, trebuie să o prezentăm toată. Nu doar jumate din ea, nu doar ce ne place. Crezând că dacă prezentăm jumate din Evanghelia lui Hristos, oamenii vor veni aici și Evanghelia va fi acceptată, e o cea mai mare înșelătorie a lui Satan. Crezând că dacă spunem oamenilor, o, veniți la noi, noi predicăm despre un Dumnezeu care vă iubește, o să vă meargă bine, o să vă, sănătatea o să vă înflorească, vai, veniți la noi la biserică. Dacă doar asta predici, predici jumate din adevăr. Nu, noi îl predicăm bunătatea lui Dumnezeu, însă noi predicăm și mânia lui Dumnezeu. Vreau să plecați de aici bucurându-vă că aveți o relație cu Hristos și mergeți cu Hristos, însă aș vrea să plecați de aici îngroziți dacă nu aveți o relație cu Dumnezeu. Dacă tu nu te rogi, dacă tu nu citești, dacă tu n-ai o conexiune cu cerul, aș vrea să pleci de aici îngrozit. Pentru că va veni o zi a judecății. Dacă îi să te temi de cineva, nu te teme de oameni, ci teme-te de Dumnezeu. Spunea unul dintre oamenii lui Dumnezeu, judecați voi. Ce-i bine să facem? Să ne temem de oameni sau să ne temem de Hristos, de Dumnezeu? Cineva m-a întrebat și pe mine săptămâna asta, ce o să faci, ce ai face, ce... Judecați voi. Avem datoria să spunem descoperirea de la Dumnezeu, să spunem viziunea care o avem de la Dumnezeu și trebuie să o spunem toată
Și nu trebuie să ne fie frică de oameni, ci să ne fie frică că n-o spunem în întregime. Succesul nostru ca biserică în evangelizare, vreți să vă spun care îi? Succesul nostru nu-i numărul de oameni care va veni aici. Succesul nostru îi calitatea Evangheliei care o spunem. În asta se măsoară succesul unei biserici. Cât de clar, cât de simplu, cât de curat prezintă toată Evanghelia lui Hristos. Nu câți oameni vin. Se măsoară calitativ și nu cantitativ. S-ar putea o viață întreagă să predicăm Evanghelia adevărată a lui Hristos și să nu se întoarcă și să nu se pocăiască niciun om. Pentru că nu noi îi pocăim. Duhul Sfânt îi cheamă. Duhul Sfânt le vorbește. Și eu nu pot să influențez Duhul Sfânt. Eu pot să conving oamenii, însă nu vreau să fac. Pentru că nu vreau ucenici ca mine. Nu vreau membri ca mine. Ci vreau ucenici ca și Hristos. Eu nu vreau să conving pe nimeni. Eu vreau să-ți spun Evanghelia, vreau să-ți prezint caracterul, planul lui Dumnezeu și vreau Duhul Sfânt să te convingă. De-aia mergem relaxați la evangelizare. De-aia ieșim relaxați pe stradă. Noi prezentăm Evanghelia lui Dumnezeu. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, mântuiește oameni. Nu noi îi convingem. Însă, în al treilea lucru, textul ăsta ne prezintă și descoperirea lui Samuel. Versetul 20, Dumnezeu descoperă slujitorii lui. Dragii mei, copiii lui Dumnezeu n-au trăit, nu trăiesc și nu vor trăi în anonimat. Copiii adevărați al lui Dumnezeu. Da? Nu vor trăi sub acoperire. Întotdeauna se va ști, uitându-te în lumea asta păgână, cine-s cu adevărat copiii lui Dumnezeu. Întotdeauna. Pentru că Dumnezeu îi descoperă. Dumnezeu îi va pune în locul de slujire în care trebuie. În biserică nu toți suntem chemați să facem de toate și de fapt să nu facem nimeni nimic. Nu. Unii vor fi chemați ca învățători. Și asta trebuie să se știe. Unii vor fi chemați să ne conducă în închinare și asta trebuie să se știe. Unii vor fi chemați să fie învățători la grupa de copii și asta trebuie să se știe și trebuie să-i respectăm. Unii vor fi chemați să stea și să primească oamenii și să dea bună ziua și să primească cu dragoste oamenii care vin și asta trebuie să se știe. Unii sunt chemați să fie păstori, să conducă biserica și asta trebuie să se știe. Noi nu facem toți de toate și nimic, ci fiecare trebuie să știe locul. Fiecare trebuie să știe la locul unde Dumnezeu l-a chemat, nu unde El ar vrea să meargă. Dumnezeu descoperă slujitorii lui, uitați-vă în versetul 20, tot Israelul, de la Dan până la Berșeba, uitați-vă pe harta Israelului, Dan e undeva în nord, Berșeba e o localitate din sud, tot Israelul știa că Dumnezeu l-a chemat pe Samuel. Versetul 21, Dumnezeu nu descoperă doar slujitorii lui, El descoperă și locul prezenței și slavei și gloriei lui. Dacă până atunci Silo se transformă, dacă până atunci Silo era o peșteră de tâlhari, o tavernă în care se curvea, de acum locul acela era locul unde Dumnezeu se înfățișa, Dumnezeu vorbea cu oamenii. Atunci când Dumnezeu cheamă, când Dumnezeu vorbește, când frica e învinsă, când judecata lui Dumnezeu e predicată, locul fizic, Silo sau biserica aceasta, va fi locul unde slava lui Dumnezeu va fi văzută, va fi auzită, va fi înțeleasă. Însă prima dată trebuie ca oamenii să fie chemați, cuvântul lui Dumnezeu să le vorbească, frica să fie dată la o parte, judecata, tot planul lui Dumnezeu să fie predicat și atunci și locul va fi sfânt. Până atunci va fi o instituție. Dumnezeu a chemat oameni și în biserica noastră, să știți. Dumnezeu a chemat oameni, le-a vorbit, le-a dat descoperire dumnezeiască, le-a dat viziune, le-a alungat frica și i-a echipat pentru a vesti Evanghelia, toată Evanghelia. Și locul ăsta e locul unde Dumnezeu își arată slava. Amin. Asta e locul unde se poate stabili o conexiune cu cerul. Vii de afară, n-ai nicio treabă, ești un om care îți vezi de viața ta, însă intrând aici, poți să-L auzi pe Dumnezeu vorbindu-ți și poți să stabilești o relație cu El. Asta ne dorim. Asta ne dorim pentru toți. Și vreau acum în final să ne uităm la câteva aplicații, doar la trei aplicații pe scurt, după care o să închei. 1 Samuel arată, dragii mei, 1 Samuel, capitolul 3, arată dependența noastră totală de Dumnezeu în chemare. Dumnezeu ne cheamă, Dumnezeu ne vorbește, Dumnezeu ne pune în slujbă.
Samuel a fost un tinerel fără experiență, un tinerel slab și imperfect ca și noi, însă Dumnezeu l-a chemat, i-a vorbit și l-a pus în slujire. Și Silo a devenit locul unde slava lui Dumnezeu se putea vedea. Slava lui Dumnezeu nu e prezentă în mijlocul oamenilor orizontali, ci coboară doar când oamenii se conectează cu cerul, adică când devin verticali. A fi vertical înseamnă ca într-o lume orizontală tu să fii conectat cu cerul. Probabil ești prea pasionat de lucrul ăsta, dar ești prea pasionat pentru că e biblic. Slava lui Dumnezeu nu-i prezentă în mijlocul oamenilor orizontali, în mijlocul oamenilor care se preocupați de mofturile lor sau de ideile lor. Nu! Slava lui Dumnezeu îi prezentă în mijlocul oamenilor care se preocupați de gloria lui Dumnezeu. Oameni care nu vor altceva decât relație cu Dumnezeu. Nu religie, relație. Și aia înseamnă să fii vertical. În primul rând, Dumnezeu te cheamă și pe tine. Te cheamă la mântuire, te cheamă să te pocăiești și să te încrezi în El. Dacă ai auzit mesajul ăsta, ăsta e mesajul Evangheliei. Dumnezeu e bun, dar e și drept. Pocăiește-te până nu va fi prea târziu. Dumnezeu te cheamă și la slujire. Cu alte cuvinte, implică-te cu pasiune în biserica asta. Dumnezeu îți face și o chemare să fii un ucenic, nu doar un membru. Chemarea Lui e suverană, e personală, e naturală, e insistentă, e intenționată, e puternică și urgentă. Ce mai aștepți? Răspunsul tău va fi ori vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă, ori lasă-mă în pace, nu vreau să fiu robul tău. Nu există cale de mijloc. Nu există cale de mijloc. Dumnezeu te cheamă și pe tine. Asta e prima aplicație. A doua aplicație. Dumnezeu îți vorbește și ție. Dumnezeu vrea să cunoști persoana Lui, vrea să cunoști caracterul Lui și vrea să cunoști planul Lui. Răbdarea lui Dumnezeu va ajunge la capăt când jertfa lui Hristos va fi nesocotită și călcată în picioare. Dacă nu ai o relație cu Hristos și pleci de aici exact cum ai venit, de fapt tu nesocotești jertfa lui Hristos. Dacă amâi și spui, las când voi fi mai în vârstă, când voi fi nu știu când, altă dată, tu de fapt nesocotești jertfa lui Hristos. Primul rând, Dumnezeu te cheamă și pe tine. Prima aplicație. A doua, Dumnezeu îți vorbește și ție. Și a treia, Dumnezeu te pune în slujire și pe tine. Dumnezeu va lucra și va aduce izbăvire. Știți cum? Nu prin vedete, nu prin vipuri, ci prin oameni slabi și imperfecți, ca mine și ca tine. Pentru ca o veșnicie întreagă să poți să spui, toată gloria a fost a Mielului și mântuirea e doar a Dumnezeului nostru și a Mielului. Prin oameni din ăștia lucrează Dumnezeu. Dumnezeu vrea să lucreze și prin tine. Faptul că ne cheamă, ne vorbește și ne pune în slujire, înseamnă că suntem dependenți în totalitate de El. Singurul lucru ce îl putem face noi ca oameni, îi să spunem, Doamne, vorbește-ne Tu. Doamne, echipează-ne Tu. Doamne, suntem la dispoziția Ta. Este singurul lucru care poți să-l spui Tu ca om. Însă Dumnezeu e Cel care face chemarea. E cuvântul lui Dumnezeu, e Evanghelia lui Dumnezeu, totul e despre Dumnezeu în mântuire, tot. Noi răspundem doar cu pocăință și cu credință. Răspunde și tu. Vreau să ne apropiem de masa Domnului. E momentul cel mai intim al lui Iisus Hristos cu ucenicii Lui. 1 Samuel, capitolul 3, e un text deosebit. Unul dintre textele preferate ale mele din Scriptură, ca de altfel toate textele din Scriptură. Și mai ales atunci când te uiți la fiecare verset în parte, când tragi idei și le faci aplicații pentru tine, în viața de zi cu zi, cuvântul ăsta devine nu doar informație, ci devine un cuvânt transformator, un cuvânt care te schimbă prin puterea Duhului Sfânt. Și asta vă doresc. Nu vă doresc mai multă informație, nu vă doresc capuri mari, teologi care să știți pe toate, nu. Vă doresc să știți esența și esența Evangheliei. Dumnezeu e bun, Dumnezeu e și drept. Va veni o zi a judecății,
Mântuiți-vă din mijlocul acestor oameni, din mijlocul acestei lumi. Asta e chemarea Evangheliei, asta nu e chemarea mea, dragii mei, asta e chemarea lui Dumnezeu. Dacă atunci când oamenii ne socotesc jertfa, vine pedeapsa. Când oamenii se încred în jertfă, vine mântuirea. Și noi asta mărturisim la cina Domnului. O să avem o pâine și o să avem un pahar cu vin. Mărturisim un singur trup care a fost rupt, sfâșiat pentru noi toți. Mai apoi mărturisim un sânge, un legământ nou făcut în sângele lui Iisus Hristos. Cina nu o pot lua decât ucenicii lui Iisus Hristos. Iisus n-a ieșit în stradă să zică vreau să dau o masă pentru mulțime, ci Iisus și-a luat ucenicii deoparte. Spune Pavel, cine nu înțelege lucrurile astea și cine ia cina în chip nevrednic, să face vinovat. Va fi vinovat de trupul și sângele lui Iisus Hristos dacă mâncăm în chip nevrednic. Așa că aș vrea să vă cercetați fiecare. Sunteți ucenicii lui Iisus Hristos? Sunteți mântuiți? Cu alte cuvinte, aveți o relație cu Iisus Hristos? Religie avem cu toții. Religie îi plină lumea. Însă oare câți avem o relație? Câți avem o conexiune clară, directă? Câți vorbim cu El? La câți ne e dor dacă nu-L auzim? Câți deschidem cuvântul? Când deschidem cuvântul? Cât de des citim Scriptura? Cât de des ne rugăm? Unde te duci când ai o problemă? Primul lucru, nu ultimul lucru. Frate, am venit, am fost pe la doctor, am fost peste tot, singurul lucru care m-a mai rămas să vin la Dumnezeu. Nu. Primul lucru vine la Dumnezeu. Asta spune mult despre relația care o ai. Jertfa lui Hristos face toată diferența între judecată și salvare. Jertfa lui Hristos e macazul care schimbă direcția trenului vieții tale. Jertfa lui Iisus Hristos. Hofni și Fineas, fiii lui Eli, au călcat jertfele în picioare, spune Scriptura, erau răi. Și n-au fost răi că au făcut fapte rele, ci au fost răi pentru că au nesocotit jertfa. Și judecata lui Dumnezeu a venit peste ei. Samuel însă a fost un tânăr deosebit. Dumnezeu l-a chemat, i-a vorbit și el a răspuns chemării. Și toată lumea a știut că Samuel a fost pus de Dumnezeu ca proroc în Israel. Acum noi ne-am uitat în Vechiul Testament, ne-am uitat la Samuel și o să începem de duminica viitoare să vedem cum Samuel ia locul de proroc în Israel și prin Samuel Dumnezeu face minuni, Dumnezeu face lucruri extraordinare, inclusiv pune primul rege, primul împărat al evreilor. Însă Samuel făcea un lucru deosebit. Samuel aducea jertfă.